Pentru jocuri și programe ieftine, vizitați g2a.com. Link în descriere. Salutare tuturor, sinimori și... Salutare tuturor, sinimori și bine ați revenit la un nou episod din Layers of Fear, unde o să mergem mai departe. Să explorăm această casă minunată. Ceva pe aici. Pe aici. Inspired OCD. Am făcut achievement, nu știu ce achievement de ala. Nimic. What the fuck? Open the door. Open the door. Nu vrei, ok. Opa, pa, 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 pa. Cum s-a... Și asta e închisă. Nu, nu rămâne decât să o luăm pe aici. Cum să spart vaza aia? Un pian. Salut! What the fuck? Ok, am înțeles. Nu am voie să cânt la pian. Nu-ți place muzica clasică. Am înțeles. Da. Poate totuși pot să trec pe aici, nu? Nu mă lași să trec? Message. About a boy who wakes up in a cave. He finds a mysterious note and a gun. He then journeys through various environments, woods, fields, rivers. Eventually, he winds up at a small cabin where it turns out this has all been a product of his subconscious. Brought upon by a traumatic childhood memory, he killed a guy who had murdered his father. Okay. In the real world, he's been drooling in a loony bin this whole time. Get it? The twist is sort of gimmicky, but I think it works. Could you storyboard it for me? If you're interested, I'll send you the details right away. Frankly, I think you should take this job. It pays well and it would take your mind off of, well, you know, everything else. Please let me know as soon as possible. Thomas Caldwell. Ok, dragă Thomas. Păcat că mesajul tău nu precizează și cum... S-a schimbat? Da, iar s-a schimbat casa. Vai, man. Opa. Haunting mimics. Knock, knock. I'm gonna let the morning clothes left behind. Ok. Și de ce trebuie să fie atât de întuneric? De ce nu pot să am lumina? Nu e destul că se mișcă toate obiectele în jur. Este o cameră goală. Ce? Nu știu ce... Cryptor's block. Și acum trebuie să ne întoarcem. What the fuck? What the fuck, man? Mamă. Ok. Asta a fost tare. A fost tare rău. Cum au făcut-o. Ce asta? Ar trebui să văd ceva pe aici. What? Sunt în dormitorul cuiva. June. 9 iunie. Don't forget. Ce era pe 9 iunie? Nu, nu, nu. Lăsăm lumina aprinsă. Ok, aici ne trebuie o cheie. Bănuiesc. What the fuck my life. Doamne. Huh. Ok. We can do this. Putem să mergem mai departe. Putem. Acum mi-e frică și să deschid alte uși, că de. Zboară. What? E o avalanșă de cărți acolo.
devils. Ok, asta se deschide. Sper că e încuiată asta. Ah, bineînțeles că nu e încuiată. Toate sunt descuiate, really now. Ooh, what the fuck, man. Blind fools, ingrates, cretins. Aoleu, iar e individul ăsta care zâmbește. You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense into your stupid face. Asta era gen un portret autentic. Ok. Bun. Ah, se era un dulap. Crezut că e o cameră. Da. Aici nu mai era nimic, o luăm pe aici. Ok, asta e încuiată. Sper să nu se întâmple nimic prea creepy. Iar am găsit un telefon. Poză. Oh, pot să urc pe asta. Super tare. Dar pot să o și împing? Ah, merge împinsă, bun. Sunt sigur că se află ceva acolo sus. Ah, ok. Bun. Cum e întrebarea? Trebuie să o luăm tot pe aici? I think so. What the fuck, sunetul ăla. Nu mai suna. E foarte creepy. E un telefon? What? Ce dracu sună așa? Mamă, mamă, cât de nașpa se aude. Ah, chiar era un telefon. Mamă, și continuare sună. E foarte agasant și foarte creepy. What? Stai clipă, n-am mai venit pe aici? Mă învârt în cerc? Ah, uite telefonul. Hello? Hello? Somebody home? Și ne învârtim în cerc în continuare. De câte ori e nevoie să mă învârt? Este, dacă mă învârt invers, ar trebui să aud ce zice vocea aia, nu? Hopa? Ah. Acum sună normal telefonul. What the fuck? Hello? Nu mai înțeleg nimica. Hello? Yes, speak. What? Fire? What fire? Oh god. Is she? Which hospital? I'm on my way. Ah, deci aflăm despre accidentul unei nevastă sa. Deci a fost de la un foc. Bun. What? Restless memories. Sticle de vin. Deci bine că am deschis-o dintr-o parte și n-am apucat să văd ce se află pe partea cealaltă. Deci nici nu vreau să știu ce a făcut zgomotul ăla. Grid, fot sau ce. What the fuck?
Ce chestia? Flapping horror, be quiet. Eating other rats. Ok. Oh! Bun. Constantly flapping, eating other rats. E bine, fac achievement-uri dacă adun toate hârtiile alea. Plus că aflăm mai mult din poveste. Aici nu se află nimic. Bun. Cred că ușa asta. Aolea, iară e lanul ăla agățat de perete. What the fuck, man? Mă, s-a făcut pielea de găină. Și nu pot să mă mișc. What the fuck? E o silueta acolo. Ce se întâmplă? Ok, au căzut toate chestiile astea de pe pereți. Mă, creepy. Creepy rău de tot. Salut! Oh, un lift și lumină. Ce frumos. Ce frumos. Încoace? Sau? Ah, ok. Coborăm acum. Nu, de ce coborăm? Când coborăm se întâmplă chestii rele, că mergem în beci. În orice joc horror, în momentul în care cobor la un nivel inferior, e de rău. Oh, Doamne. Un chest. Ia să vedem. In any case, as your lawyer, I advise you to refrain from any imprudent actions. Imprudent. In other words, don't do anything stupid. We will have a chance of winning this. Believe it or not, I've gotten clients out of deeper shit than this. Just don't make it any worse. Lay low for a while and let me appeal the court order. The social worker definitely has it in for you. We can use that to our advantage. Portray you as a victim of the system, a husband in mourning, a momentary lapse of reason, an overzealous bureaucrat. Trust me, this is our best option. Considering what you've been through lately, I'd say we have a good 50-50 chance of a good outcome. But not if you keep trying to convince everyone that you've gone completely insane. No more outbursts, no more rambling, better yet, no public appearances whatsoever. You can still get through. Get your daughter. Bănuiesc că scrie acolo. Deci am avut o fiică, sau avem o fiică, una din... Ok. Mai departe. Șoricuț. Ce faci, domnule Șoricuț? O să se întâmple ceva cu butoaiele astea, prevăd. Șobolani, ok. E ok. Ce e asta? Curge. Ah, și acum o să cădem pe aici? Nu. Eu tot încerc să văd de unde vin jumpscare-urile. Că până acum o baie. Aoleo. What the fuck, man? Silent floaters, they clog the drains. Fur in the water, no baths for me. Și s-a... băgat. Curge apă. Bine, bună să pot să opresc. Ok. Mai arat ce apă aici, nu mai e nimic.
Cel puțin nu pare să mai fie. Ok. A, deci multe uși sunt închise cu un zăvor. Sau mă rog, asta e prima pe care o observ cel puțin. Nu știu dacă au mai fost altele. Dar nu avem nimic pe aici. Ciudat. What the fuck? Ok. Nimic folositor. Asta chiar e închisă pe bune. Asta iarăși are zăvor. What? Au luat încă o oglindă. Parcă văd că dacă stau și mă uit suficient în ea... Ooh, what's this? Body borrowers, feeding on me, driving me insane, too fast to cut out. Ok. Aolea, iar o cameră din aia mega inteligentă. Ok. Zid. 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 Da, era de așteptat că se schimbă. What the fuck? Mă, de ce e distorsionat așa? Zici că mergem în spirală. What the fuck? Tare. Mă, dar a devenit din ce în ce mai întunericos jocul. Ceva, vreun sertar, ceva de explorat, de citit pe aici, nimic până acum. O chiuvetă iarăși. Aici? Nu. No. Aoleu, domnul pian, we meet again. What the fuck? A, și nevasta astea cânta la pian. Ce caterincă. That's like really awesome. Dar pe unde am venit? Nu mai știu. Nu mai era. Opa. Aha. Ce fun e făcut. Super tare. Aoleu. Ah, s-a încuiat. Bun. Deci de întors nu trebuie să mă întorc aici. What the fuck? Ok, au dispărut. A dispărut tot mobilierul. Și a dispărut și pian, sau pianul ăsta, ăsta e de aici, pianul. I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Ok, deci a făcut vopsea din oase pisate cu vopsea albă. Ok. Bun, aflăm chestii noi. Aflăm chestii noi. Bănuiesc că acum cu ne întoarcem cu osul ăla înapoi acolo unde e painting-ul.
cred, sper. Și fără jumpscare-uri, nu mai vreau jumpscare-uri. Aha, da, am ajuns în camera. Ia să-i dăm aici mai departe, să vedem ce mai iese, ce se mai schimbă. Da, sincer, tot nu pot să disting o siluetă. Văd aici o față, acolo sunt ochii și gura. Da. Și da, avem 3 sertare de-astea și mai avem 3, deci bănesc că ne aflăm cam la jumătatea jocului. Cred, nu știu acum cât de lung mai e. Cât mai e de jucat. Pagini. Bun, în orice caz, sper că v-a plăcut și episodul de astăzi. Nu uitați să dați un like dacă vă place seria și subscribe pentru și mai multe videouri. Eu am fost Nimor. Bye, bye.